Salutare, dragi călărești și iubitori de cai! Azi am fost invitați în Comuna Feldioara, județul Brașov, de către domnul Nicu și de către Nico. Bună ziua! Sărbuna! Salut, bună. Nico! Care azi o să ne facă o mică prezentare a căluților. Nico, de unde e pasiunea asta pentru căluți? Păi a plecat de la bunicul meu, a continuat tatăl meu și acum este rândul meu să duc mai departe tradiția. Foarte frumos! Ce rase de căluți aveți? Avem doi armăsari semigrei și o iapă andaluz. În ce scopuri folosiți? Agrement, călărie, munci agricole? Păi iapa mea o am pentru călărie, folosesc mai mult pentru călărie. O pun și la trăsură, plimbări și așa mai departe. Armăsarii pentru montă, reproducere și evenimente și călare mai merg. Da. Păi haide, Nico, să ne arăți. Haideți să ne arăți căluții. Haideți, poftiți. Nico, poți să ne faci o descriere? Da, acesta este Cezar, în vârstă de 3 ani. Vine în partea stângă, la trăsură. Foarte frumos. Ce rasă? Semigreu, românesc. Foarte frumos. Da, mulțumim. De ce ai vrut să alegem această trăsură? Deoarece mergem pe câmp astăzi și este potrivită pentru câmp aceasta. Cealaltă trăsură este pentru evenimente, nunți în special. Foarte frumoase amândouă. Zile de sărbătoare. Nico, poți să faci acesta este Stelu, în vârstă de 6 ani. Este iubirea noastră, îl avem de foarte mult timp și îl iubim foarte mult. A fost primul călut? Nu chiar primul. Am mai avut foarte mulți înainte, dar acesta este calul preferatul tău. Mai mult al tatălui. Dar este și al meu. Ținem la ei foarte mult, fac parte din familie. Se vede, sunt foarte frumoși. Mulțumim! Nico, ce urmează să facem acum? Păi acum că am echipat căluții, acum ar fi frumos o plimbare pe câmp, dar mai întâi să-mi aduc și eu iapa. Haideți să vedem! Cum o cheamă? Aceasta este Carina, în vârstă de 3 ani. Este o iapă superbă, merge foarte, frumoasă, foarte bine, da. Călare, este foarte cuminte și... Păi, hai să vedem. Încă alegi? Haide. Hai. Da. Așa. Tu o să mergi în față, da? Da. O să venim și noi. Ok. Ce aveți în total? Ăștia
spațiu frumos. Da. Foarte rar mai vedem pe cineva care se iubească animale, mai ales cai. Tot imediatul se îndepărtează de animale și deja se duce către oraș. Mă bucur foarte mult. Nu v-ați gândit să vă deschideți ceva, centru de călărie, ceva, dacă îți place? Vrea? Wow, super! Hop. Și deja știi, o tată de grani, nu facem de altul. Da? Deja o cunosc, da, deja o cunosc. Și dacă îți fac... Da? E super ok. Înseamnă că s-a atașați unul de altul. Aia contează. Depinde și cum au fost crescuți. Așa, Alexandra, aici este pajiște de apă și unea unde eu am început să călăresc. Aici veneam de când eram mică, cu căluții, călăream pe câmpuri. Așa, mai încolo avem și o fermă de văcuțe. Aici le ținem vara, la păscut, venim seara, le mulgem. Super, mergem acolo să le vedem? Dacă doriți, sigur că da, cu mare da, plăcere. Da, cum să nu, hai să mergem. De la ce vârstă ai început să călărești, Nico? De când eram micuță, pe la vreo 2 anișori, mă punea tatăl meu călare, în târguri, expoziții, acasă, pe caii noștri. Ați participat la târguri, la evenimentul căluții? Da, sigur, am fost la Oktoberfest, la Brașov, am fost la concursuri de frumusețe, la Râșnov. Ai fost cu Carina? Nu, pe vremea aceea nu aveam pe Carina, aveam altă iapă. Dar am vândut-o pe aceea și mi-am cumpărat-o pe Carina. Și pe viitor ce ai vrea să faci? Ai vrea să mai cumperi căluți, să deschizi centru de călărie? Da, asta este intenția mea, să deschid un centru de echitație, de călărie. Super! Ai o rasă preferată de căluți? Sau? Da, vizienii. Da? Îmi plac foarte mult și sper pe viitor să-mi achiziționez și eu. Înseamnă că la anul o să venim aici la tine și o să ne plimb cu vizienii, da? Da, așa este. Abia la călare, la trăsură. Abia așteptăm. Vă așteptăm cu drag. Super! Aveți aici posibilitatea, multe terenuri. Aici sunt băcuțele sau? Da?
domnul Nicu. Nico, mulțumim foarte mult pentru invitație. Cu drag, vă mai așteptăm pe la noi. Vă așteptăm cu cea mai mare plăcere, mai facem întâlnire, mai facem o întrebare. O să venim cu mare drag, ne-a simțit foarte bine la voi. Și Nico, vrem să te felicităm. Sperăm că pe viitor să deschizi un centru mare de călărie și să ne primi să venim în vizită la tine. Sigur că da, o să vă aștept cu mare drag. Asta doresc.